despre Dumnezeu. Că ce este Dumnezeu? Asta este întrebarea de mii de ani a oamenilor. Și acum o să vă explic ce înțeleg eu prin mine, prin Dumnezeu. Observ că tot ceea ce este în acest univers se raportează la o scară, o scară evolutivă. Adică o râmă este la un nivel de evoluție. Adică nivelul ei față de conștiință și de percepție față de univers este la un anumit stadiu, adică la o anumită treaptă de evoluție. În funcție de stadiul la care te afli evolutiv, da, vaca înțelege mai mult decât o râmă. Un câine poate chiar comunica cu un om, da? El se află pe altă treaptă a evoluției, mult mai mult decât, să spunem, un melc. Un melc doar merge, nu poți comunica cu el, nu poți să te comporți ca, nu poți să-l dresezi, nu poți să te comporți ca un câine cu el, da? Un câine înțelege, deja comunică cu omul. Adică știe ce înseamnă un anumit semnal. El este pe o treaptă mai înaltă. Cu cât te ridici mai sus, da, la un moment dat, la o anumită treaptă evolutivă, se află omul. Da? Se află omul. Adică omul poate comunica cu un om. De obicei, cei de la... E aproape imposibil să comunici de la o treaptă la alta. Aproape imposibil. Pentru că, să spunem așa, chiar și un câine nu se poate adresa unui om la o treaptă mai superioară. Nu se poate adresa unui om. Foarte greu să-l facă să înțeleagă ceva. De obicei, de la o treaptă inferioară e greu să te adresezi sus. Pentru că nu știi, nu găsești formula de adresare către treapta superioară. De obicei, cel de la treapta superioară vine și reușește să se coboare cumva și să intre în legătură cu tine. De aceea, de obicei, omul reușește să îl facă pe câine să înțeleagă anumite lucruri, să spunem. Și niciodată câinele să-l facă pe om să înțeleagă anumite lucruri. Adică, cum să spun eu, mai repede comunică omul de la o treaptă superioară cu un animal de jos. De ce fac această discuție? Ca să înțelegem ce înseamnă treptele evolutive, da? Și comunicarea. E foarte important. Nu? Ca să înțelegi ce înseamnă Dumnezeu, nu? Dumnezeu este undeva pe o treaptă a evoluției, undeva sus. Adică eu consider că e atât de sus încât nu poți să vezi acea treaptă. Da? Adică el, din punct de vedere evolutiv, creatorul acestei lumi este atât de evoluat încât eu nu pot să văd cam pe unde se află. Și de ce spun acest lucru? Există și o explicație. Extrem de pragmatică. Adică totul este argumentat cumva. Mă uit la toată complexitatea din jurul nostru, tot ceea ce este creat pe această lume. Însăși noi ca ființe, plante, animale, acest pământ care singur își... care susține atâta viață pe el, da? Care, cum să spune, totul funcționează perfect. Totul funcționează perfect. Temperaturile sunt constante, umiditatea, ploile, anotimpurile, totul este perfect. Deci totul e atât de perfect încât eu nu pot să cuprind cu mintea cum e posibil ca cineva să organizeze acest univers atât de bine, da? Atât de bine, deci nici nu pot să înțeleg cum a putut face lucrul ăsta. Deci treapta lui de evoluție, acest creator, da, pe care eu îl numesc Dumnezeu, este atât de sus încât eu nu pot să văd pe ce treaptă se află. E ca și cum există în cultura noastră, există expresia că Dumnezeu e lângă tine și e peste tot. Cum se explică această metaforă? O să creez o poveste cu această tematică. Să presupunem că ești afară, în grădină. Jos este o râmă lângă tine. Nu? Tu privești râma, râma privește la tine.
tu înțelegi ce înseamnă o râmă. O râmă privește către tine și nu poate să-ți dea seama ce ești tu. Nu poate să știe ce gândești tu. Nu poate să știe cum ai construit tu o casă. Nu poate să știe cum ai construit tu o mașină. Nici nu realizează. Da? Pentru că râma nu-și construiește casă. Râma nu construiește mașină. Da? Deci ea nu realizează cum sunt posibile toate realizările tale. Da? Dacă arăți un telefon mobil, râma nu poate să construiască un telefon mobil. Deci pentru ei de neînțeles cum omul a putut realiza așa ceva. Da? La fel cu noi, de la nivelul, de la treapta noastră la care ne aflăm, nu putem realiza cum o entitate numită Dumnezeu a creat tot acest univers. Nu ne putem imagina. Deci treapta aceea de evoluție se află atât de sus, da? Atât de sus încât tot nu putem realiza. Noi suntem la nivel de raportați la Dumnezeu, da? Noi suntem la nivel de râmă. Așa cum râma nu înțelege când privește omul, da? Că și ele sunt niște ființe. Și se uită la om. Da? Nu realizează cum omul a construit, să spunem, telefonul mobil. Da? Nu realizează. Se uite, omul a construit ăla. Nici nu știe ce înseamnă. Da? Și probabil că dacă Dumnezeu ar încerca să ne explice, și uite, încearcă să ne explice prin tot ce ne arată. Da? Ne arată tot acest univers. Ne tot explică. Ce a creat el? Uite așa gândesc eu în felul ăsta. Ne arată cum funcționează, cum sunt mările, cum sunt oceanele, cum sunt plantele, cum sunt animalele, cum trăiesc, cum ne arată tot ceea ce gândește el, permanent, da? De aia se spune că Dumnezeu e peste tot. Cu toate astea noi nu putem realiza cum de s-a întâmplat lucrul ăsta. Cum gândește el de a realiza toate aceste lucruri? Și le-a organizat atât de bine, da? Cum un fluture știe să ducă de la o floare la alta, un polen și să polenizeze. Cum a putut el să gândească chestia aia? Și acel animăluț mic care zboară, care nu polenizează, cum fac insectele, deci nu realizezi. Da? Deci treapta lui de evoluție este undeva atât de sus încât tu nu poți să cuprinzi cu minte. Da? Dar de ce nu putem să cuprindem cu minte? Pentru că noi suntem suntem undeva în treapta evoluției, raportat la Dumnezeu, foarte jos, atât de jos încât până la treapta unde se află entitatea pe care noi o numim Dumnezeu, adică creatorul, eu asta numesc Dumnezeul meu, este cel care a creat această lume pentru mine. Da? Adică pământul pe care trăiesc, inclusiv în care mă include și pe mine. Da? Și bineînțeles și creatorul universului. Dar în primul rând acest pământ. Eu pe ăla numesc creator. Da? Raportat la locul în care eu mă aflu aici. Da? Eu pe ăla numesc creator, creatorul meu. Da? Pentru că dacă există posibilitatea să fim creați de niște ființe extraterestre, atunci este vorba de mai mulți creatori. S-ar putea să fie un Dumnezeu al Universului și Universul ăla, acel Dumnezeu cel mai mare, să spunem, cel care a creat tot acest univers cu toate galaxiile, cu toate roiurile de galaxii și toată această complexitate, a creat niște entități. Noi s-ar putea să fim rodul a unor entități. La fel cum noi construim la rândul nostru o altă inginerie. Nu? Și omul la rândul lui are mai jos, pe alte trepte, construcțiile lui. Rodul inteligenței. Adică noi putem fi rodul inteligenței unor entități care sunt foarte avansate. Unor Dumnezei. Care sunt Dumnezeii noștri. Da. Propriu-zis, creatorii noștri. Da? Poate că tot acest pământ este creat de o entitate, nu? Poate ei sunt Dumnezeii noștri, dar și ei la rândul lor au fost creați de acel Dumnezeu care este creatorul tuturor lucrurilor. Și depinde la ce ne raportăm, dar există și această posibilitate ca noi, nu, să fim creația unor alte ființe. Există și această posibilitate. Și să existe mai multe nivele, pentru că văd că totul în acest univers se află pe trepte de evoluție. Da? Cineva de la o treaptă superioară poate crea ceva de treaptă mai inferioară. Da? De-aia ai nevoie să evoluezi, să evoluezi, să evoluezi mai sus, da? Pentru că
fiind mai evoluat, poți să devii creativ. Nu? O persoană evoluată e o persoană creativă. Deci atunci se exprimă, cum să spune, tot acest univers înseamnă creație. Da? Însă și actul, cum să spun eu, procreierii. Da? De-aia și cuvântul procreere are la baza cuvântului creație, cuvântul a crea. Da? Are verbul a crea la bază. Și de aceea se folosește și cuvântul de procreere. Chiar și procrearea este un act de creație. Nu este meritul nostru că procreăm, da? Nu este meritul femeii că face copilul, este meritul celui care a realizat acest corp al femeii care este capabil să procreeze. Femeia are doar meritul de om, da? Și de entitate care își îngrijește copiii, da? Are meritele ei, dar nu are meritul de a crea copilul, pentru că nu-l face după bunul ei plac, ci organismul ei îl creează așa, în felul în care s-a pus în ea, s-au pus în toate informațiile în ea, da? Deci cineva a făcut lucrul ăsta, da? Tot o ființă inteligență care a creat o altă ființă. Interesant este că la acel nivel de inteligență, da? Când ajungi la o anumită treaptă de evoluție, da? Dumnezeu a creat ceva care la rândul lui creează altceva. Adică creatorul a creat un alt creator. Foarte interesant. Atât de înaltă este treapta lui Dumnezeu. Dumnezeu este atât de sus, este acolo încât noi creăm ceva, cum aș scrie o poezie, care ea însă își creează o altă poezie. Aș scrie un cântec care însăși cântecul ăla cântă un alt cântec, creează singur un alt cântec. Foarte interesant. Da? Deci atât de sus este Dumnezeu pe o cale a evoluției. Este atât de sus încât eu personal nu pot să văd până acolo. Da? Și de aceea întrebarea, cel puțin am măsura locului la care mă aflu. Și este foarte bine măcar să știi pe unde te afli, pe o scară de evoluție. Asta înseamnă Dumnezeu. Este o treaptă atât de superioară de evoluție încât nu o poți cuprinde cu minte. El poți observa în jurul tău natura. Dacă reușești să înțelegi cum funcționează tot acest univers, înseamnă că ai înțeles cine este Dumnezeu. Ai înțeles cine este Dumnezeu. Deocamdată nu poți să cuprinzi cu mintea toată această formă de organizare. Cum e posibil ca tot universul ăsta să fie organizat în felul ăsta? Nu înțelegi. Nu înțelegi cum femeia poartă în ea copilul și cum se creează și cum, de fapt, în interiorul acelor celule, ce este, de fapt, ce informație, da? Cum să spun, de se poate dezvolta dintr-o celulă un om, da? Nu înțelegi. Și din moment ce nu înțelegi, atunci nu știi cum gândește Dumnezeu. Deci nu-L cunoști pe Dumnezeu. Da? Pentru că nu înțelegi. Asta este latura, să spunem, oarecum pragmatică a lui Dumnezeu, nu știu, așa, într-un fel de calcul, dacă vrei, ca să știi cam pe unde se situează Dumnezeu. Da? De ce este atât de inteligent și atât de creativ și atât de, nu? Undeva foarte sus în care nu se observă. De aceea nu se observă, pentru că nu suntem capabili să vedem chestia care este chiar lângă noi. Uite, ne-a arătat cum gândește El. Tot ce este în jurul nostru ne spune: uite, așa gândesc eu. Ăsta este o sămânță. Uite, o băgăm în pământ și crește un copac de 20 de metri sau de 100 de metri. Da? Așa gândesc eu. Și tu nu înțelegi cum se întâmplă toată chestia într-o sămânță. Abia când vei vedea cum se întâmplă tot acest lucru, nu? Și acel copac creează copaci la rândul lui, creează semințe și semințele creează alți copaci. Atunci o să înțelegi cam pe unde, la ce nivel complex gândește Dumnezeu Creatorul.